numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Tu ești ajutorul meu, nu mă respinge, nu m-a abandonat Dumnezeul mântuirii mele. Biscredincioși, și acum la începutul Sfintei Liturghii, să ne recunoaștem păcatele și să ne dispunem sufletul pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în Tine, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre. Noi suntem slabi și nu putem face nimic fără Tine. Dăruiește-ne purure ajutorul harului Tău, ca să împlinim poruncile și să fim plăcuți în gânduri și în fapte, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor.
Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu voi lua dintre ramurile cedrului înalt și voi planta. Voi rupe din vârful ramurilor sale o ramură fragedă și o voi planta pe un munte înalt și măreț. Pe un munte înalt din Israel o voi planta. Va face ramuri și va da rod și va deveni un cedru frumos. Vor locui sub el toate păsările de tot felul. La umbra frunzișului său vor locui. Vor ști toți copacii câmpului că eu sunt Domnul. Eu am înjosit copacul înalt și am înălțat copacul înjosit. Am făcut să se usuce copacul verde și am făcut să înflorească copacul uscat. Eu, Domnul, am vorbit și voi face. Cuvântul Domnului. Cu mare bucurie te lăudăm pe tine, Doamne. Este să lăudăm pe Domnul, să cântăm numele Tău prea înalte, să facem cunoscută de dimineață îndurarea Ta și noaptea fidelitatea Ta. Ca un palmier, va crește ca un cedru din Liban. Cei plantați în casa Domnului vor înflori în curțile Dumnezeului nostru. Roade și la bătrânețe, își păstrează seva și prospețimea, ca să facă cunoscută că Domnul stânca mea este drept, în El nu este nedreptate. Ne străduim să-i fim plăcuți Lui. Citire din scrisoarea a doua Sfântului Apostol Paul către Corinte. Fraților, noi suntem întotdeauna plini de încredere, deși știm că atât timp cât locuim în trup, suntem departe de Domnul, căci umblăm prin credință, nu prin vedere. Deci, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul și să ne întoarcem acasă la Dumnezeu. De aceea, fie că rămânem în trup, fie că plecăm, ne străduim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci noi toți trebuie să ne arătăm înaintea tribunalului lui Hristos, pentru că fiecare să primească pentru ceea ce a făcut cât timp a fost în trup, fie bine, fie rău. Cuvântul Domnului. Oh.
Sămânța este cuvântul lui Hristos, Hristos este semănătorul. Cine l-a aflat pe Hristos va trăi în veci. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp Iisus spunea: așa este împărăția lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânța în pământ. Și fie că doarme, fie că se scoală noaptea și ziua, sămânța răsare și crește, nici el nu știe cum. Pământul produce de la sine mai întâi paiul, apoi spicul, apoi bobul plin în spic. Iar când rodul s-a copt, trimite îndată secera, pentru că a venit timpul secerișului. Apoi le-a zis: cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu sau prin ce parabolă să o reprezentăm? Este ca un grăunte de muștar care atunci când este semănat în pământ, este mai mic decât toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și devine mai mare decât toate legumele și face ramuri mari, așa încât păsările cerului se pot locui la umbra lui. Și cu multe astfel de parabole le vestea cuvântul, după cum erau în stare să înțeleagă. Nu le vorbea fără parabole, dar explica totul discipolilor săi apartă. Cuvântul Domnului! Lăudați să fie Iisus și Maria! Iubiți credincioși, o parabolă simplă pe înțelesul tuturor. Parabola semănatului. Cel care merge și aruncă sămânța. O parabolă simplă și frumoasă, de aceea trebuie să ne deschidem inima, pentru ca să putem să înțelegem această parabolă și să-L ascultăm pe Hristos, care ne vorbește. Și ne îndeamnă să ascultăm și pământul care la fel vorbește. Iisus ne vorbește astăzi despre păduri, arbori, ramuri, fructe, munți, păsări, spice, boabe de grâu, crinii câmpului, greutate, un grăunte mic de muștar, verdețuri, umbra odihnitoare. Iisus îți mai vorbește astăzi și despre blândețea inimii prin împărăția lui Dumnezeu, folosind diferite imagini ale câmpului, dar imagini din viața noastră de zi cu zi. Sare, drojdie, făină, ulei, vin, apă, lumină, acestea sunt cuvintele Scripturii care fac referință la viața noastră de zi cu zi. Cuvinte simple, dar pe înțelesul tuturor. Atunci, pe vremea aceea, erau oameni care aveau pământul lipit de sandale, de încălțămintea lor. Erau oameni care se ocupau de cultura grădinii, bucătărie, erau oameni experți în vița de vie și albinelor, nu disprețuiau vizita grajdului sau a cotețului. Erau oameni simpli.
Astăzi, în aceste timpuri, avem oameni complicați. Oameni care au fost prinși la volan cu o viteză de 285 de km pe oră pe autostrada Soarelui. Astăzi oamenii aleargă cu viteză mare pe autostradă și nu se opresc decât la autogril. Acolo, repede, repede, și merge mai departe. Azi oamenii organizează călătorii în diferite colțuri ale lumii, ale globului pământesc. Azi nu se mai merge pe jos, azi nu se mai merge la țară. Astăzi se vorbește cât mai academic, cu limbajul tehnologiei de astăzi, tehnologiei moderne. Azi se examinează problemele din toate punctele de vedere pentru a da o soluție. Să vedem din punct de vedere psihologic, psihanalitic. Azi se citează cei mai moderni maestri de gândire sau scriitori de opinii. Azi omul se plimbă pe norii cerului, unde este puțin mai răcoare. Iubiți credincioși, să nu uităm, trăim pe pământ. Să nu uităm că avem vecini, oameni. Să nu uităm că sandalele lui Iisus erau albe de praful drumului. Avea dreptate într-o duminică la liturghia copiilor, când un copil a citit lectură din prima scrisoare a Sfântului Apostol Paul către români. Limbajul primei lecturi de astăzi, limbajul Evangheliei de astăzi, este un limbaj tipic românesc, poetic și pitoresc, diferit de cel al televizoarelor din zilele noastre, unde auzim doar oameni înfometați, bolnavi, accidente, războaie, distrugeri, corupție, disperare și așa mai departe. Azi ne spun scripturile prin lecturile de astăzi. Stop, fraților, încotro vă îndreptați. Opriți-vă și priviți în fața voastră ce avem în față. Câteva buchete frumoase de flori. Sunt frumoase. Sunt extraordinar de frumoase pentru că dacă stați în jurul lor, au un parfum frumos. Dar să știți că aceste flori nu erau așa la început. Erau niște semințe mici. Nu dădeai nici măcar 2 bani. Dar iată că a venit semănătorul, le-a cultivat, le-a iubit, le-a udat, a vorbit cu ele și au devenit mari, frumoase. Nu au fost așa la început. Priviți în familia dumneavoastră, la copiii dumneavoastră. La început erau mici, niște semințe. Dar ați depus tot efortul pentru ca să-i creșteți, să-i încreștinați, să le dați cea mai bună educație, să-i școliți la școlile cele mai înalte ale orașului și astăzi aveți roade. Sunt și unii care nu aduc rod. Iar părinții se plâng spunând că părinte, l-am educat, eu singur l-am dus la biserică, eu l-am învățat rugăciuni, acum nu se mai roagă, nu mai merge la biserică, nu știu ce se întâmplă cu el. Creștinule, răbdare, calm și încredere în Dumnezeu. Pentru că acea sămânță pe care tu ai cultivat-o în pământ, ea va aduce rod, bogat. Dar nu știe nimeni când, cum, cât va aduce rod. Ne spune Evanghelia de astăzi destul de clar că ea crește, dar nimeni nu știe cum crește acea sămânță. Noi o plantăm, ne-am făcut datoria. I-am dat acelei semințe tot ce are nevoie. Apă, iubire, hrană. Dar să nu uitați un lucru, dragi credincioși. Dați tot ceea ce are nevoie sămânța voastră, dar dați-l pe Hristos.
Făcând o paranteză, dacă anul trecut au primit 40 de copii Sfânta Împărtășanie, anul acesta 32, în biserică vin 10. Unde sunt copiii? Să spunem că încă 10-20 merg la alte liturghii. Să spunem că încă 10 merg la alte capele din oraș. Bravo, frumos. Dar jumătate nu mai vin. Dați seminței dumneavoastră tot ce are nevoie. Dați-i cultura necesară, școlile cele mai înalte, duceți-l și plimbați-l. Dar nu uitați că această sămânță are nevoie de Hristos. Nu uitați că noi am primit la botez sămânța încreștinării. Vom da cont de ea. Ce rod va aduce? Aceste flori nu erau așa. Erau semințe. Aceste flori din biserică nu erau așa. Erau semințe care părinții au depus efort și i-au crescut. Haideți să înțelegem bine aceste semnificații ale parabolei de astăzi, ale parabolei semănătorului. În primul rând să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu nu este o împărăție politică, ci este o împărăție spirituală. Nimic nu luăm cu noi. Dincolo ne prezentăm doar cu roadele spirituale pe acest pământ. În al doilea rând, metodologia lui Dumnezeu este diferită de cea noastră. Fermierul așteaptă cu speranță și răbdare recolta. O plantă nu crește trăgând de ea, așa cum vedeți în supermarket. Așa cum o găină nu crește în 2 săptămâni. Nici alte animale nu cresc într-o lună. Așa cum sămânța pusă în pământ nu crește în câteva zile, ci trebuie să avem răbdare cu ea. În al treilea rând, omul este colaboratorul principal al lui Dumnezeu în semănarea cuvântului divin. În prima carte a Bibliei citim: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Da, omule, da, creștinule, suntem administratorii bunurilor acestui pământ și nu stăpâni peste pământ și peste creatorul pământului. Suntem administratori, adică trebuie să folosim bine aceste bunuri ale pământului și să nu ne credem superiori și peste Dumnezeu. Biserica, într-un sens, nu trebuie neapărat să convingă pe cineva, ci de a-l pune în contact cu Dumnezeu. Creștinii nu au nimic de impus, ci de semănat. Să înțelegem bine această datorie morală și creștina noastră. Trebuie să ne folosim bine de toate bunurile pe care le-am primit. A semăna, ce înseamnă? Înseamnă a rupe din noi. A semăna înseamnă a dărui ceva din ceea ce ne aparține. A semăna înseamnă a ne dărui cu totul. A semăna presupune un efort. A semăna presupune un sacrificiu. A semăna presupune a ne asuma un risc. Oare încolțește sămânța pe care am pus-o? A semăna înseamnă că suntem apți și avem încredere totală în Dumnezeu, că va da ploaie la timpul potrivit și sămânța va aduce rod bogat. Discutam într-o zi cu o persoană și spunea: părinte, de ce nu mai plouă? E o problemă gravă. Creștinule, e o problemă gravă, dar nu te întreb niciodată că problema lăcomiei este mai gravă decât problema ploii. Dacă omul este lacom și muncește și duminica, oare Dumnezeu nu vede? Se spune despre un tânăr că merge într-un magazin mic care avea 2 rafturi. Se miră și el
și vede că pe un raft era armament, muniție, iar pe celălalt raft erau semințe. Și îl întreabă tânărul pe vânzător, ce legătură are între semințele acestea și armament? La care îi spune vânzătorul, prietene, ia un pic loc. Sunt două categorii de oameni. Oamenii răi, care aprovizionează muniție pentru ca să tragă în toți oamenii care vor să-l depășească, și oamenii buni care au răbdare și cumpără semințe. Se roagă la Dumnezeu pentru ploaie și așteaptă ca semințele să aducă rod bogat. Iisus este prietenul nostru. Semănăm noi semințele cuvântului lui Dumnezeu? Omul în general se află în căutarea valorilor, a bunurilor spirituale, dar de acelea gata preparate. Numai merg, le cumpăr și mă folosesc de ele. Se spune despre un tânăr că a visat într-o noapte, că a mers într-un magazin nou deschis în orașul său. Mică i-a fost mirarea când a văzut că la tejgheaua acelui magazin era Iisus Hristos. S-a mirat și l-a întrebat, ce vinzi tu aici? Tot ce-ți dorește inima, îi răspunde Iisus Hristos. Repede începe să enumere. Vreau un kilogram de iubire, 2 kilograme de dragoste, vreau ca în această lume să fie dreptate socială și morală. Vreau ca în această lume să nu mai fie războaie, foamete, copiii să nu ducă lipsă de nimic, să fie pace și armonie în suflet, în familie. Vreau ca în lumea aceasta să nu mai fie corupție. Și lista continuă. La care Iisus se oprește, îl oprește și spune, nu ai înțeles bine la ce se referă acest magazin. Eu aici nu vând fructe și legume. Eu aici vând doar semințe. Tu cumperi semințele, le plantezi și în funcție de cât timp le acorzi, ele vor crește. Vor aduce rod bogat. Noi oamenii de obicei dorim direct fructul. Ca să nu mai stăm să ne chinuim, să prășim, să udăm în arșița soarelui, ci dorim direct fructe. În noi, iubiți credincioși, nu sunt fructe, ci sunt semințe. O sămânță a credinței, o sămânță a iubirii, o sămânță a slujirii, o sămânță a umilinței, a respectului, o sămânță a dreptății, cultivate cu efort, încredere și speranță în Dumnezeu, aceste semințe ajung la maturitate și vor da rod bogat. Dar în schimb, vine cel rău și seamănă și el semințe. Seamănă sămânța urii, a invidiei, a zgârceniei, a corupției. Noi suntem liberi să alegem ce smulgem, ce lăsăm. Când eram mic și mergeam la prășit, mama mi-a dat un rând de porumb. Dar nu mi-a zis că în acel rând mai încolo vor apărea și fasole. Le-am prășit pe toate, crezând că sunt buruieni. De multe ori avem această alegere de a lăsa sau de a rupe, de a smulge. Ce dorești să crească în viața ta? Sămânța celui rău? Sau sămânța celui bun. Creștinule, avem libertatea de a alege. Ați venit astăzi la biserică. Ați venit să cumpărați semințe. Ce doriți să cumpărați? De pe raftul muniției sau de pe raftul seminței? Vreți să vă întoarceți acasă la fel de încărcați? Sau doriți să vă dispuneți inima în fața cuvântului lui Dumnezeu? Nu trebuie să depunem mult efort pentru ca sămânța iubirii, a credinței să crească în noi. Ajunge o fărâmă de iubire. Ajunge un cuvânt bun spus celuilalt. Ajunge un simplu salut. Ajunge un simplu surâs.
ajunge o rugăciune scurtă făcută cu atenție și din inimă. Concret, ce avem de făcut? Trebuie să privim în față și să vedem pe unde călcăm. Trebuie să iubim natura. Dacă e nevoie, să defrișăm păcatul din noi și chiar din jurul nostru. Oricât de dureros ar fi, să nu ne lăsăm înnăbușiți de oamenii răi sau de bunurile acestui pământ. Să lăsăm sămânța Euharistiei să crească noi și să ne transforme, să ne schimbe întreaga viață. Să lăsăm sămânța rugăciunii să înmoaie pământul dur al inimii noastre. Să obținem un pământ roditor în care cuvântul lui Dumnezeu să încolțească în noi. Amin. Iar acum să ne mărturisim împreună credința, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, ale tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților și surorilor, Domnul nostru Iisus Hristos, văzând suferințele poporului Său, s-a înfiorat de milă și a venit în ajutor, vindecând orice boală și neputință sufletească și trupească și dându-și viața pentru a-L mântui de păcat. Lui să ne rugăm cu toată inima. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule milostiv, vindecă în biserica Ta rănile oricărei dezbinări și prin ea însănătoșește întreg neamul omenesc. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează cu Evanghelia Ta întunericul necredinței și al îndoielii din sufletele oamenilor. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite Duhul iubirii peste fiii bisericii Tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiți și părăsiți. Te rugăm! Dăruiește-le celor mâhniți și descurajați mângăiere și speranță. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează în cei plecați din familie dragostea față de căminul lor. Te rugăm, ascultă-ne! Ferește-ne de boli, de foamete, de calamități naturale și de război. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-i pe muribunzi în clipa supremă. Te rugăm, ascultă-ne! Îndură-te de răposații pe care nu-i mai pomenește nimeni. Dumnezeule prea bun,
Tu ai fost nespus de milostiv cu poporul tău și i-ai iertat mereu fără de legile. Privește cu aceeași bunăvoință spre toți aceia pe care i-ai primit să fie fiii tăi și ascultă-le rugăciunea prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, Tu ai rânduit pâinea și vinul să-i fie omului hrană pentru această viață și sacrament de viață nouă. Noi ți le aducem acum pe altar și te rugăm ca trupurile și sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, noi recunoaștem măreția Ta în tot ceea ce ai făcut pentru noi. Cu puterea Ta dumnezeiască ai venit în ajutorul slăbiciunii omenești, trimițându-L pe Fiul Tău ca să ia asupra Sa păcatele lumii. Prin El, care este noul Adam, ai răscumpărat omenirea decăzută și prin moartea Lui ne-ai făcut părtași ai vieții Tale nemuritoare. Prin El preamărim acum și în veșnicie milostivirea Ta și cântăm împreună cu corurile de îngeri imnul măririi Tale.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și simțești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericită Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, fericiții apostolii și slăviții martiri și cu toți frații, în a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, să ne rugăm împreună Tatălui Ceresc, spunând: Tatăl nostru.
ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim un semn al păcii. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca împărtășirea cu Sfintele Taine, care este semnal unirii credincioșilor întru Tine, să ne făptuiască unitatea în Biserica Ta, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, trupare lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înger al lui Dumnezeu, rești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și opiniește-mă pe mine, care sunt încredințate ție. Și doar două scurte anunțuri. Campusul copiilor în parohia noastră se va desfășura în acest an între 6 și 11 iulie. Părinții care doresc să trimită copiii în acest campus sunt rugați să înscrie în prealabil la biroul parohial. De asemenea, marți, 16 iunie, la liturghia de la ora 18:30, va avea loc sfințirea crinilor și a copiilor în cinstea Sfântului Anton de Padova. Tuturor vă dorim să aveți o duminică binecuvântată de Domnul și o săptămână cât mai rodnică în fapte bune. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, să mergem și să trăim în pace. Amin.